Salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de la Distracție și Educație Montană. Într-adevăr, ăsta este un episod mai atipic și anume faptul că l-am început pe întuneric. Este ora 6:30 dimineața și m-am trezit atât de devreme pentru că împreună cu Tămașul, Dănuț și cu Miguel, cu Mihai, mergem până în Chelejiețului la o tentativă de cățărare pe gheață. Am ales să mergem atât de devreme pentru că este duminică, iar mâine trebuie să mergem înapoi la lucru. Și din cauza faptului că s-ar putea să fie ultima dată pe anul ăsta când mai cățărăm la gheață, am zis că facem acest sacrificiu și ne trezim de vreme ca să și ajungem cât mai rapid și pe lumină în chei. Și bineînțeles că a apărut și Tămaș de la încă o zi, încă o poveste. Suntem gata de plecare. No, Tămașe, pregătit pentru aventura de astăzi. Cu capul noapte. Aia, chiar stăteam și mă gândeam, nu există să spui că ești pasionat de un sport dacă nu ești dispus să te trezești de vreme. Și astăzi nu ne-am trezit de vreme. Și ne-am întâlnit și cu Dănuț. L-am putut treze și pe el. Tare. Tare greu să trezește. Mă rog, el s-ar treze, nu lasă doamna de la etajul 2. Tu când te uitai pe ghețar, oamenii erau atâta. Înțelegi că erau la mie de medici. Înțelegi? No, dar... Asta... Și într-un final am ajuns și în locul unde o să ne desfășurăm noi astăzi activitatea. Superb! Aici, într-adevăr, iarna e iarnă, ne echipăm și să înceapă și distracția. Și acum ce am coborât, de nu se echipează, eu am fost pe sus, i-am dus coarda, se arunță o zi extraordinară de faină la gheață, mulțumită prietenului Dănuț, ce el a descoperit chiar ieri acest loc și a spus că e musai să venim aici până ce mai putem anul ăsta să mai cățărăm pe gheață. Din păcate, șanse mari ca asta să fie ultima excursie la gheață pe anul ăsta, dar nu e nicio problemă că în fiecare an venim. Odată ce am dus coarda, Dănuț o testat-o, dacă ține topul, și anume el a fost primul ce a cățărat pe această cascadă. Acum este Tămaș. Sportul ăsta, atât cățăratul la gheață, cât și escalada la stâncă, sunt foarte bune să-ți testezi prietenia și încrederea în partener. Thank you.
ține. N-o zi, Dănuț, ce părere ai despre această zi și tu, Tămașe? Cea mai bună alegere. Deși primele premizele nu erau cele mai potrivite, n-am vrut să vin, eram obosit, dar acitatea convingerilor, da? Împreună reușim, împreună suntem mai buni. Așa-i, Tămașe, că acest sport nu este chiar așa de extrem cât invii cu o persoană ce știe să te învețe pas cu pas tot ce ai de făcut. Bineînțeles. Ar trebui să încerce oricine, atât escalada la gheață, cât și escalada la stâncă. Perfect, de acord. Dacă lucrurile sunt făcute cum trebuie, cel mai sigur sport. Și tocmai ce am deviat coarda pe partea asta ca să încercăm o rută nouă. Dănuț a fost primul. Păreri despre noua rută? Cred că îmi bag de dosar de pensie. Nu mai pot, m-a omorât asta. Tămașul este următorul. Arnold. Și după aia, în funcție de cum merge lumea, poate mă duc, poate nu, vedem. Nu, de altă dată suntem în criză de timp, nu e ora 1.30, e ora 5 și imediat se întunecă și vedem ce facem. Și acum am cățărat pentru ultima dată, de am tras și coarda jos. Ne pregătim de plecare înapoi către Cluj. Dănuț, păreri despre ziua de astăzi? Zi reușită. Tămașe, o părere pentru ziua de astăzi? Perfectă ziua,
perfect cățăratul, slabă pregătirea, dar perseverând se ajunge la performanță. Nu cedăm. Până una alta, numai bine, nu uitați să vă dați subscribe, să vă abonați la acest canal, să share-uiți cu prietenii voștri și bineînțeles că și un like. Până una alta, ceau!